Bună seara, dragi prieteni! Un apus de soare foarte frumos. Ce vreau să vă arăt în această seară este că am reușit să fac ce mi-am propus cu ajutorul lui Dumnezeu. Am reușit să scot ardeii din buriană. Știți că am spus în videoclipul trecut că ploua și m-am refugiat în solar din cauza că nu puteam să lucrez afară, nu puteam să smulg buriana. În această seară am reușit de am terminat aceste două rânduri de ardei. Deși nu am voie să fac efort prea mare, eu cred că Dumnezeu mă ajută. Mă ajută în toate cele, în tot ceea ce fac. Doctorii mi-au spus că pot să fac infarct oricând, dar eu zic că o să fac infarct atunci când va vrea bunul Dumnezeu. Dar să lăsăm discuțiile astea, că nu vreau să intru în amănunte din astea. Uitați cam cum arată ardeii care erau în buruiană până la genunchi. Din coace o să mai am o detrasă cam tot așa cum am avut la ardei. Am roșiile rămase tot așa în buriană. După cum vedeți, este foarte înaltă. Să sperăm că mâine voi reuși să fac și aceste două rânduri. A crescut buriana foarte mult din cauza că eu am umblat și pe la doctor și a mai și plouat, au fost și sărbători și ia că s-a întâmplat că avem atâta buriană în grădină. Dar o să vedem, o să o scoatem noi cumva la capăt, numai să fim sănătoși. Ce vreau să vă mai arăt, roșiile de afară au și ele gogonele. Acum, în seara asta, am observat, foarte, foarte frumoase. Astea sunt San Marzano, sunt roșii pentru bulion. N-am mai apucat să le copilesc, o să trebuiască să intru un pic la ele, dar după ce voi smulge buriana sau în același timp când smulg buriana să fac și o copilire, pentru că trebuie să făcută o copilire, măcar una, pentru că uitați cam cum cresc. Deci deja am trei tulpini am aici, trei ramuri bazate, nu așa, vedeți? Și mai avem și frunze care stau pe pământ, o să trebuiască să le verificăm un pic. După cum știți, și anul trecut am avut tot același mod, am avut San Marzano un rând și Roma VF, roșiile alea uloage, care sunt pe partea asta, rândul acesta sunt. Ele încep și ele de acum să sunt tot ca un fel de San Marzano, da? Numai că ele sunt un pic mai sensibile cu udarea și cu calciu. Anul trecut am avut ceva probleme la ele, dar nu le-am stropit cu nimica, pentru că, după cum știți, încerc să evit chimicalele. Arată chiar foarte bine, arată Roma VF-ul. Chiar foarte bine arată.
sper că se vede bine. Stă sănătoase, cu flori și o să vedem ce vor fructifica. Ia uitați câte au și astea pe etaj. 5-6. O să trebuiască și la ele să le facem un copilit și după aia le lăsăm în voia Domnului. Foarte mare buriană, foarte mare. Da. Cam atât pentru această seară, dragi prieteni. Vă doresc sănătate, ceea ce îmi doresc și mie, și să ne ajute Dumnezeu în continuare. Ne rugăm la bunul Dumnezeu să ne ajute să fim puternici și să realizăm ceea ce ne-am propus. O seară bună vă doresc și numai bine!